La Giurgiu s-a încheiat actualizarea listelor electorale permanente, date care au fost transmise către prefectură, apoi către guvern și ulterior curții constituționale. Odată cu aceste verificări s-a constatat că în județul Giurgiu 273 de persoane decedate figurau pe listele electorale pentru referendum. Pe aceleași liste se aflau și 11 giurgiuveni fără drept de vot, dar și aproximativ 6.000 de persoane cu cărțile de identitate expirate sau fără cărți de identitate. Reactualizarea listelor mai evidențiază și faptul că 141 de giurgiuveni și-au schimbat domiciliul fără a anunța acest lucru autoritățile, alte 11 și-au schimbat numele, în timp ce, din 386 de persoane plecate în străinătate, 377 nu figurează ca având reședința sau domiciliul în străinătate.